Mergem la războiul de lângă graniță, când Rusia continuă să atace Hersonul după ce ieri a lovit partea centrală a orașului și a rănit mai mulți civili ucraine. Forțele armate rusești își concentrează însă cea mai mare parte a eforturilor în Kupiansk. Dar cu mai multe detalii vine chiar acum Andreea Soare de la Monitorul Apărării Securității. Andreea, bine te-am regăsit. Care sunt ultimele informații de pe front? Bună dimineața, Mihaela! S-au auzit într-adevăr explozii în această dimineață în Herson, în urmă cu doar câteva ore. Din informațiile apărute în presa locală ucraineană, se pare că nu au fost activate alertele privind raidurile aeriene. Exploziile din această dimineață vin însă după o zi în care Rusia a atacat intens cu bombe regiunea neocupată a Hersonului. Ar fi fost vorba despre 18 bombe rusești lansate în total ieri spre Herson și Berislav. Și ieri a fost o zi dificilă așadar pe fronturile din Ucraina. Potrivit unui raport al statului major ucrainean al apărării, în ultimele 24 de ore au existat 66 de confruntări între forțele ucrainene și cele rusești. Rusia a lansat în total asupra pozițiilor ucrainene 2 rachete și 62 de atacuri aeriene, precum și 77 de atacuri care implică mai multe lansatoare de rachete. Au fost înregistrați răniți, precum și pagube la mai multe clădiri rezidențiale și la infrastructura civilă ucraineană. În Avdiivka, unde rușii și-au concentrat activitatea în ultima perioadă, se încearcă de ceva vreme înconjurarea orașului cu sprijinul aviației, însă ucrainenii și-au menținut pozițiile, provocând pierderi semnificative de partea rușilor. Cea mai activă linie a frontului rămâne însă cea din Kupiansk. Rusia încearcă să încercuiască și să captureze orașul care a fost inițial ocupat de armata rusă la începutul războiului și eliberat ulterior de ucraineni. Acest oraș se dovedește a fi important pentru Rusia, întrucât poate servi ca centru logistic pentru muniția și proviziile de care au nevoie forțele armate rusești. Rușii au început în ultimele zile să folosească mai multe tancuri și blindate în acest oraș, semn că își doresc capturarea acestuia cât mai repede. Și ucrainenii sunt activi. În ultimele 24 de ore, forțele aeriene au desfășurat 9 atacuri asupra rușilor, asupra echipamentelor lor și asupra sistemelor de apărare aeriană rusești. Mulțumesc, Andreea, pentru informații.